Alexandru Andrei Niculescu, reprezentant al elevilor. Distinția onorează munca profesorilor și elevilor din ultimii 4 ani. Colegiul Nichita Stănescu a avut promovabilitate de 100% la BAC, a înregistrat performanțe notabile și la evaluarea națională, dar și la competiții și olimpiade. Ploieștenii, dar și agenții economici cu datorii la bugetul local ar putea beneficia de o amnistie fiscală, așa prevede un proiect de hotărâre de Consiliul Local, care va fi dezbătut la finalul acestei luni. În cazul în care va fi aprobat, ploieștenii nu vor mai plăti majorări de întârziere acumulate la FIS, ci doar debitele principale. La final de august, aproximativ 30.000 de contribuabili, persoane fizice și 1.200 de agenți economici, figurau cu datorii către bugetul local. Rectificarea bugetară a fost adoptată de guvern, deficitul României va depăși 120 de miliarde de lei. În vreme ce autoritățile vorbesc despre un deficit bugetar mai mare necesar pentru a continua investițiile, economiștii spun că pe măsură ce golul din buget se mărește, crește și riscul ca taxele și impozitele să fie majorate în 2025. Cu 123 de miliarde de lei va cheltui mai mult statul decât va avea ca venituri. Este un deficit de 7% din produsul intern brut, mult mai mare decât nivelul estimat de guvern la începutul anului, dar și față de faptul că mai maxim de 3% acceptat la nivelul Uniunii Europene. Zonele cu risc mare de inundații sunt evaluate din elicopter la noi în țară. Ministrul Mediului de asigurări că nu vor exista probleme majore. Cei 1200 de kilometri de diguri sunt în regulă, a spus Mircea Fecheț. Debitul Dunării crește, iar specialiștii se așteaptă la o viitură în zilele următoare. Iar plaja de la Costinești va fi extinsă și protejată de diguri. Faleza din apropierea Epavei, foarte abruptă, va fi consolidată. Într-o primă fază vor fi construite 5 diguri perpendiculare pe mal, care ar trebui să fie gata în primăvara anului viitor. Ulterior, după sezonul estival, va începe nisiparea, iar la finalul lucrărilor, care ar trebui să dureze 2 ani, plaja din stațiunea Costinești, lungă de peste 2 km, va avea 100 de metri lățime. Valoarea proiectului se ridică la aproximativ 456 de milioane de lei. Vreme frumoasă și caldă astăzi, cu cel mai mult însorit, vor fi și ploi, dar de scurtă durată în Crișana și Banat. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 24 și 30.
Mm-hmm.